Bine ați venit, dragi doamne și dragi domni din Zodia Rac. Dacă aveți soarele, luna sau ascendentul în Zodia Rac, eu voi face etalarea lunii septembrie. Și, dragii mei, haideți să aprindem o lumânare în sănătatea voastră și a celor dragi, pentru sănătatea voastră, pentru împăcări, pentru rezolvări de situații, pentru vindecări, pentru regăsiri, dar armonizări de orice fel, să vă rezolvați toate dificultățile, dragii mei, pentru că întotdeauna mai intervin și lucruri plăcute și mai puțin plăcute. Haideți să vedem. Am și pachetul de tarot din care voi face crucea celtică, dar am și pachete tot așa de oracol, de tarot, pentru care voi dori să văd predispozițiile dumneavoastră. Poate vă interesează o persoană din Zodia Rac și atunci va fi important, da, să urmăriți ce energie are aceasta. După cum observați, eu voi folosi câte trei cărți din fiecare pachet și mă refer la cele trei decade ale lunii septembrie. Vorbim, dragii mei, de perioadele 1-10 septembrie, pe de o parte, apoi 11-20 septembrie și a treia decadă va fi între 21 și 30 septembrie. Încet, încet voi extrage, da, am și tarotul Osho Zen, da, din care doresc să extrag cărți. Am și tarotul Energy, haideți să vedem și din acesta. Pentru Zodia Rac, pentru dragile doamne și dragii domni din Zodia Rac, sper să vă meargă bine, dragii mei. Eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că voi v-ați abonat, comentați, ați oferit multe like-uri, am observat, da, că ați apăsat și clopoțelul și astfel veți fi anunțați când postez noi etalări. Și probabil că veți primi răspunsuri și pe orice fel de plan. Vorbim și de dragoste, vorbim și de profesie, și de finanțe, de ce nu? Eu așa zic că merită, dragii mei. Avem și îngerii romantici, iată. Hai să vedem și din partea Lenormand ce energii vom găsi pe planul spiritual, emoțional, de ce nu? Și nu în ultimul rând, pentru finanțe. Am aici pachetul pe care de obicei îl folosesc pentru carieră, finanțe. Este un pachet de tarot. Hai să vedem. Pentru perioada 1-10 septembrie, care sunt practic energiile? Darul vostru este că nu veți mai simți singurătatea. Dacă veți fi sta singuri, fără persoana dragă, va fi o solitudine binefăcătoare. Dar o parte dintre voi cred că veți intra în relații de dragoste. Cei care sunt celibatari și burlaci convinși vor avea un sentiment de echilibru interior în această solitudine a lor. Ce spune Paltinul? Să ai răbdare să reziști, să-ți păstrezi credința că necazurile trec. Probabil că sunt probleme financiare, sunt probleme legate de sănătate sau profesionale, ori în relațiile voastre. Dar totul este să aveți această răbdare, dragii mei, să nu fiți impulsivi. Iată, o parte dintre voi, între 1 și 10 septembrie, chiar merg spre o nouă viziune. Viziunea de a da șansă unor visuri la care ați renunțat și pe care să le readuceți în atenția voastră. E vorba de drumul vostru pe care îl conturați încet, încet, cu ceea ce v-ați propus. Văd că deschideți ușa către vindecarea personală și fericire. Aici chiar avem un număr, este numărul 34, poate fi o vârstă ca și 43. De asemenea, energiile lui 3, 4, 7 sau 12. Și văd un 12 și aici, în această nouă viziune, este un 12 roman. Hai să mergem mai departe cu perioada 1-10 septembrie. Văd o preocupare pentru familia voastră,
pentru familia de origine sau propria familie, da? Între 1 și 8 septembrie, cu precădere. Pe 8 septembrie este Sfânta Marie Mică, da, petreceți aici timp cu cei dragi sau cu prietenii care sunt considerați o adevărată familie. Aveți grijă mare, dragii mei, să nu existe aceste oportunități de infidelitate, să nu dați curs acestora, pentru că sunteți poate deja în niște relații sau aveți grijă să nu intrați în relații trio în care persoana dragă să aibă deja o situație oficială. Pentru că ori voi veți fi considerate adevărate ispite, ori domnii raci vor fi ispititori sau veți găsi o persoană care să reprezinte, da, această tendință de a fi infideli. Ce spune cartea din partea îngerilor romantici? Să vă chemați sufletul pereche, să faceți rugăciuni, afirmații și vizualizări care să vă ajute să fiți împreună cu o persoană dragă vouă. De asemenea, văd un mesaj important care poate să vină spre voi în scris, printr-o scrisoare oficială, printr-un mesaj, WhatsApp sau SMS, e-mail, dar această scrisoare poate să țină de oricare dintre planuri. Nu neapărat de dragoste, poate să fie și important, da, este o veste bună, este o înștiințare importantă, pentru că am șaptele de spade în curând, este o hotărâre legată de job, de promovare, de asemenea. Și 27 poate să fie, nu știu, între 2 și 7 septembrie, să aveți niște mesaje destul de intense, dragii mei. Și iată, pe parte financiară, cu acest rege de spade, nu-mi fac griji pentru situația voastră profesională, financiară. Este un nou job, este multă autoritate în viața voastră, adică voi prezentați multă încredere, vă asumați responsabilități. Este și aici o persoană din gemeni în balanță vărsător, care poate să fie un nou angajator. De ce nu? Hai să mergem și la perioada următoare. Vorbim de 11-20 septembrie și văd ca dar o iluminare. Voi vă dați seama de ce anume treceți prin experiențele pe care le-ați avut. Iluminarea aceasta este ca o acceptare, dar și o descoperire pe care o veți face la nivel spiritual, da, sau sufletesc. Magnolia spune să accesezi înțelepciunea și puterea neamului tău, invitându-vă să discutați cu rudele, cu persoanele apropiate, care mai sunt în viață, sau să vă închipuiți cum ar proceda persoanele care oarecum le-ați cunoscut și vă sunt strămoși. Sper într-adevăr să simțiți, nu știu dacă aveți posibilitatea să vă cumpărați magnolii, dar din câte observ aici, aveți sfaturi foarte prețioase din partea rudelor, dragii mei. Să ieșiți dintr-un sentiment de vinovăție, da, pentru că voi aveți aici o vinovăție. Este o rană sufletească care merită vindecată. În primul rând că atunci, în trecut, ați făcut tot ce a fost voi mai bine. Nu are rost nici să învinovățiți pe ceilalți, pentru că și ei cu siguranță au făcut tot ce au putut ei mai bine. Cartea acestui 8 de spade spune că în mintea voastră lucrurile par mai dificile decât sunt ele în realitate. Aici sunt niște nori negri care s-au abătut, anumite griji, probabil în săptămâna 11-20 septembrie, cărora le veți face față cu brio. Stați liniștiți! Iată din nou inima rănită care se vindecă. Voi ieșiți dintr-o vinovăție, reușiți să nu mai învinovățiți pe ceilalți. Cartea numărul 9, iată, 9 septembrie, 9 e luna 9 septembrie, e o luna vindecării, dragii mei, o luna împăcărilor, a armonizărilor de orice fel. Poate chiar fizic ați avut probleme cardiace și iată, încet, încet, ele se vor rezolva. În jur de 25, da, deși aici vorbim de perioada 11-20,
Poate aveți 25 de ani sau între orele 2 și 5 este acest pericol de a pierde ceva, un obiect important, de a vă certa, a pierde prietenia, da, o relație, să fiți cât mai atenți la ceea ce se întâmplă, să nu semnați documente decât după ce le analizați și le citiți în cel mai mic detaliu. Da? Sper din tot sufletul, dragii mei, chiar să treceți peste această încercare, să descoperiți care este informația care vă duce într-o iluzie, da? Să stați departe de iluzii. În relație văd stabilitate armonioasă binefăcătoare, tarotul iubirii vine să vorbească de liniștirea, așezarea unor emoții, da? Această stabilitate binefăcătoare și armonioasă, bineînțeles că va aduce în viața voastră o liniștire. Legat de relație, aș putea să mai spun că fie veți constata că persoana dragă are păreri de viață diferite și atunci este important să discutați doar acele aspecte comune pe care le manifestați. S-ar putea să cunoașteți o persoană care să aibă altă religie decât a voastră sau să aibă o cale spirituală diferită și să descoperiți acest lucru. Sper ca relația armonioasă să nu fie influențată, iată, de factori religioși. Mai văd în data de 16, foarte frumos, sau între orele 1 și 6, o speranță, o veste bună care vine din trecut. Șasele de inimă roșie de aici, din colț, reprezintă o carte a scuzelor, o carte a sufletelor pereche care se regăsesc. Aici este o veste bună și, în general, vedeți parcă rezolvarea unor dificultăți, o luminiță de la capătul unui tunel. Și iată cartea Lumea, ce frumos! Cartea Lumea vorbește de o trecere superioară financiară. Cartea Lumea spune că banii vin de la cineva, poate din străinătate, de peste orașe, sau simțiți că lumea e a voastră, sau veți face voi o călătorie, da? Veți cheltui bani pentru această călătorie, dragii mei. Eu sper să găsiți rezultate cât mai frumoase, să treceți la un nivel superior pe planul financiar, da? Să fie această reușită de care vorbesc cărțile. Și a treia decadă, deci perioada 21-30 septembrie, vine cu o vindecare. Vedeți? Vindecare sufletească, trupească, da? Vindecare psihică, de ce nu? Dudul vă spune să fiți atenți la niște iluzii, dar s-ar putea la un moment dat fericirea dintr-un anumit aspect, un anumit plan, chiar să vă ducă spre cealaltă extremă, da, dintr-o anumită deznădejde, să vă duceți la extrema iluziilor. Important este să fiți cât mai cumpătați, cu putință. Ce mai văd în această săptămână, în aceste 10 zile, 21-30 septembrie, văd și sentimentul dumneavoastră de neapartenență. S-ar putea să alegeți să mergeți în alte locuri, să mergeți în alte grupuri, tocmai pentru că nu mai aveți sentimentul de apartenență acolo unde vă aflați în acest moment, sau veți întâlni această persoană care se manifestă ca un outsider, ca pe cineva din afară. Și fie voi veți pleca, dragii mei, fie cealaltă persoană va pleca. În jurul datei de 27 septembrie, sau pentru că aveți 27 de ani, sau 72 de ani, ori 9, 2 cu 7 fac 9, da, în luna septembrie, în ultima decadă, este o plecare, sau 14, la ora 14. Văd și o pace, o armonie și culmea este că este tot 27. Ambele cărți au 27. Dragii mei, voi vă împăcați. Cineva, o persoană toxică pleacă din viața voastră și voi vă liniștiți. Aveți această pace sufletească. Nu știu, poate la serviciu pleacă o persoană care era extrem de dificilă și în sfârșit are loc o liniște în planul serviciului. O transformare benefică creatoare se manifestă la nivelul relațional. Fie că sunteți voi înși vă
și aveți grijă de voi să vă recăpătați stima de sine, să vă creșteți această încredere, autostimă. Este o transformare, ori poate fi o relație, dragii mei, dar nu se vede această persoană. Ori mergeți către persoana aceasta, ori persoana este ascunsă după această perdeluță. Spune cartea să faceți un efort, pentru că o mare dragoste merită să faceți efortul pe care într-un fel sau altul vă veți simți ghidați să-l faceți, da? Sau aici e vorba despre copii, copiii interiori ai voștri și ai persoanei dragi, ori copiii pe care i-ați născut împreună sau cu altcineva. Mai văd și plecarea poate la munte, poate veți pleca la munte, sau intervine o mică greutate, 21 septembrie, da, poate să fie această greutate. Deci fie că e vacanță, fie că este o încercare, eu așa simt că veți trece această încercare, așa cum mergem pas cu pas pe potecă și ajungem până în vârful muntelui. Optul acesta de bâte reprezintă vești foarte importante și bune pe care le veți avea în această zi de 21 septembrie. Și iată un scorpion important în viața voastră, o transformare financiară, veți simți că lucrurile încep să fie mult mai bune pentru dumneavoastră. Eu sper să aveți o foarte frumoasă, cum să spun, transformare în bine pe partea banilor, banii să vină de la această persoană din scorpion și, într-adevăr, să beneficiați de o lună septembrie reușită. Haideți să vedem, dragii mei, și la nivelul tarotului, ce cruce celtică putem să facem. Iată, foarte clar, cărțile s-au manifestat și bineînțeles că le vom prelua. Nu știu dacă sunt 10, dacă va fi nevoie, le vom extrage ulterior. Iată acel 8 de bâte pe care eu l-am văzut, dragii mei, și în cazul dumneavoastră. Acest 8 de treflă este 8-ul de bâte. Niște vești importante vin spre voi. Sunt vești bune, sunt vești rapide. Dacă vă așteptați la un rezultat, acesta se manifestă mult mai repede decât voi credeți. Care este clarificarea? Voi s-ar putea să fi trecut printr-un sentiment de lipsă, lipsă financiară, lipsa emoționalității și a grijei cuiva față de voi, lipsa de sănătate sau lipsa aceasta, cum să spun, de în relație. Însă, hai să vedem ce știți, dragii mei. Ce știți este acest 3 de cupe, că veți avea motive de celebrare. Nu știu dacă e vorba despre un trio, dar cu siguranță aici sunt persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec, Leu, Săgetător sau Rac, Scorpion, Pești, dragii mei raci, cu care voi veți sărbători și știți acest lucru deja. Ce nu știți este 8-ul de spade. Voi încă vă mai faceți niște griji. Nu știți dacă veți face față unei situații, nu știți dacă vor fi corecți oamenii cu care voi discutați. Vă faceți niște scenarii care sunt mai negative decât se va întâmpla realitatea. Deci, cartea aceasta spune să încercați să vă detașați, să vă gândiți, să vă inspire gândul că dificultatea prin care probabil veți trece nu vi se întâmplă vouă și să vă gândiți cam ce ați sfătui persoana care traversează această dificultate. Deci o detașare va fi binevenită. Trecutul recent vorbește despre un 7 de spade. Voi ați încercat să vă apărați propriul interes, ați fost chiar într-o dispută, într-un conflict cu cineva din gemeni balanță vărsător. Ați simțit că persoana aceasta vrea să vă manipuleze, să preia niște avantaje de la voi, dar v-ați văzut acest propriu interes. Ce spune viitorul? Viitorul cu această regină de monede arată multă prosperitate financiară pentru doamnele RAC. De fapt, veți fi genul acela a femeilor de carieră, al mamelor devotate și al soțiilor grijulii. Dar acesta ar fi viitorul, sau domnii din Zodia RAC vor avea parte de această doamnă din
Rac Scorpion, nu, din Taur Fecioară Capricorn, iertați-mă, dragii mei. Deci o persoană, da, din semn de pământ, Taur Fecioară Capricorn, care să fie această femeie 3 în 1, așa cum am descris-o. Cum vă simțiți dumneavoastră? Cu doiul de monede, în această perioadă încercați să vă echilibrați. Încercați poate chiar să jonglați cu două persoane, cu două situații, cum păniți, cum e mai bine, să rămâneți sau să plecați, dar care ar fi cartea care să vă descrie. Hai să vedem cum vă percep ceilalți în luna septembrie. Ca treiul de spade, voi sunteți într-o vindecare, dragii mei, din Zodia Rac. De asemenea, parcă vreți să vă debarasați de o trădare, v-ați simțit trădați. Sau poate sunteți în această tendință de a face o trădare, pentru că treiul de cupe poate reprezenta și relația trio. Eu cred, dragii mei, că vă veți vindeca sufletul și nu veți da curs unei trădări. Cel puțin, da, așa simt, că veți ieși dintr-o răzbunare, veți ieși, vă veți vindeca de ceva care v-a durut. Care este speranța cu șaptele de bâte? Speranța voastră este să vă ridicați deasupra acestor necazuri, să aveți succes în legătură cu persoane din berbec leu săgetător. Aici este o tendință de a învinge, da, în tot ce aveți de făcut. Și iată, dragii mei, destinația, dacă veți merge pe acest drum, aduce multă stabilitate financiară, dar și o povață, da, de a economisi, să fiți cât mai economi, să adunați acești bani, pentru că vă vor fi de mare folos, dragii mei raci. Eu sper să simțiți că ați rezonat cu etalarea, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și bineînțeles că vă mulțumesc pentru abonări, pentru faptul că apăsați clopoțelul și comentați, oferiți like-uri. Vă doresc o lună septembrie în care să vă meargă bine și să fiți sănătoși, împliniți. Să aveți grijă de voi, dragii mei, să fiți ocrotiți și ocrotitori. La revedere!